Cei 5 câini au fost salvați de Lena Nistor de pe stradă după ce au fost abandonați la groapa de gunoi din Miculești în luna mai 2017. I-a dus în grădina sa unde cultivă în fiecare an porumb. Pentru că au fost bine îngrijiți, câinii și-au făcut treaba și au protejat cultura de porumb de mistreții din zonă care făceau ravagii în fiecare an. Toate culturile de acestea, dacă le vedeți noastră, au fost calamitate din cauza porcilor mistreți. Mare parte din ele chiar 100%. Eu nu mi-am permis un gard electric la momentul respectiv, nu că nu mi-am permis. Oamenii nu au fost de acord să ne unim și să punem un gard electric și atunci eu mi-am învățat cățelușii să meargă cu mine până la pădure, chiar sus la pădure, că am și pădure, și i-am educat să meargă pe rânduri. Seara le dădeam drumul, ei goneau porcii mistreți. Am mers la vânători. Vânătorii mi-au spus că este un lucru bun. Astfel că iubitoarea de animale a decis să îi îngrijească la fel ca pe propriile animale din gospodărie. Le-a înregistrat la DSVSA, le-a microcipat și sterilizat. Le-a făcut un țarc patrupedelor în propria sa grădină, unde merge de 2 ori pe zi, pentru a le duce câinilor apă și hrană. Drumul nu este deloc ușor, întrucât femeia este nevoită să traverseze gârla pentru a ajunge la grădină. De ce am ales să-i ținem? Păi în primul rând că mi-a fost milă de ei. Îi lua hingherii. În al doilea rând ieșeau în stradă, riscau călcați de mașini și pentru că sunt iubitoare de animale. Un individ care nu iubește animalele la fel de mult a încercat să scape de câinii care nu îl deranjează cu absolut nimic, prin incendierea țarcului. A dat foc cocenilor care fereau patrupedele de frig chiar în ziua de Crăciun. Atunci, cei 5 câini au scăpat eferi, însă stăpâna lor a amplasat o cameră de supraveghere în zonă pentru siguranța animalelor. Incendiatorul s-a întors în data de 14 ianuarie, culmea, însoțit de alți 3 câini și a pus din nou foc în jurul țarcului. Pe imagini se vede cum un bărbat, culmea însoțit de 3 câini, dă țarcul cu un lichid inflamabil, de data aceasta și în interior, și dă foc gardului. Speriate de foc, animalele din interior forțează poarta și reușesc să iasă. Câinii au scăpat efer și de această dată, însă incendiatorul se vede foarte bine în imagini, iar poliția este pe urmele lui. Cred că este răutatea. În mare parte nu este iubitor de animale, omoară animale acest om. Prin diverse, să spunem, metode ale lui, prin lațuri, prin otrăvire cu furadan și știe tot cartierul Miculești. Culmea este că individul pe care proprietara câinilor îl suspectează că ar fi dat foc țarcului îi este și rudă femeii. Cred că este un pic și din partea cumnatei mele, care nu suportă, și cred că până la urmă acest om a fost pus de cumnata mea să dea foc acestui adăpost. Femeia mai are acasă 9 câini și 12 pisici și s-a trezit cu hingherii la poartă pentru a-i lua câinii în urma unei plângeri făcute de cumnata sa. Femeia spune că nu va avea liniște până când incendiatorul nu va plăti pentru fapta sa, iar câinii vor fi în siguranță. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz, în care se fac cercetări pentru distrugere prin incendiere.